înainte de a trece la întrebările noastre referitor la Comisia Extraordinară Sănătate Publică, avem apropiere de scăpare, apropiere de scăpare la care cer o scuză de la prietena noastră din raion, domnul Archeric, că la ședința referitor cu vaccinul trebuie și numele lui invitat, că asta e o informare a populației, mai bine efectiv și a făcut o scăpare. De ce? Eu vă rog frumos, cei care ieri, mă refer la Sănătatea Publică, domnul Bustosu și domnul Munteanu, mă refer la Centrul de Sănătate al lui doamna Galina, domnul Șagușă al spitalului, ieri ați venit cu informații de viitorul vaccin. Eu vă rog foarte frumos astăzi informații ce e să o mai aduci, s-o dat, poate nu așa de lărgită, dar mai subțin, mai înțeleasă pentru tuturor celor care vor privi această informație pe sursele de socializare. După care noi vom rămâne și vom trece la întrebările noastre referitor la comisia vizată mai sus. Astăzi suntem, doamna secretar, câți membri suntem? Și doamna Dăstea. Așadar, cred că să dăm cuvântul referitor la vaccin, mă refer la informare de vaccinare contra COVID-19, care a început mult mai de mult. Am început după diferite domenii, categorii. Și acum am trecut la vaccinarea în masă, dar cu părere de rău oamenii, cam populația ca noi care predispus să se vaccineze, orică au niște, sunt manipulați, orică sunt neinformați corect, au frică și cred că noi trebuie astăzi să venim cu niște convingeri care oamenii să înțeleagă de ce e necesar ca să administrăm acest vaccin. Cred că să începem de la Sănătatea Publică, mă refer la domnul Bărcosu, Anatol. Domnul Bărcosu, vă rog, poftim. În primul rând vreau să vă informez că începând cu startul de imunizare care a început în 2 martie, anul curent, în raion, doamna Dumnezeu, pentru raion au fost repartizate 50 de doze de vaccin în total. Dacă ne referim la vaccinurile care s-au repartizat pe loturi, atunci am primit Pfizer 132 de doze care au fost utilizate integral. AstraZeneca am primit 4 loturi de vaccin. Primul lot 1550, al doilea lot 1320, al treilea lot 1200 și al patrulea lot de vaccin 1600 doze de vaccin. Încă o dată vreau să refer că este vaccinul AstraZeneca. S-a primit de asemenea Sputnik 1200 doze, care tot s-a utilizat integral, și vaccinul chinezesc Sinovac 1390 doze, care la moment sunt utilizate undeva la 150 doze, pentru că el a fost primit în ultimele loturi. Ce vreau să spun? Total doze administrate acum până în prezent sunt 4680 de doze. Din populația generală eligibilă pentru vaccinare din raion, care constituie 76.046 persoane. Sau acoperirea vaccinală a populației generale este la nivel de 6%, care, după cum suntem și noi informați și dumneavoastră toată populația este informată, așa indicator este și la nivel republican. Dacă ne referim puțin la administrarea sau imunizarea
În sistemul medical, atunci vreau să menționez că în spitalul raional, lucrătorii medicali s-au vaccinat la nivel de 80%, cu a doilea doză, sau mai bine zis, rapel, la nivel de 70%, asistența medicală primară la nivel de 82%, a doilea rapel la nivel de 60%. Sistemul educațional, acoperirea vaccinală este la nivel de 60%, asistența socială este la nivel de 14,1%. Este un nivel foarte scăzut și trebuie să atragem atenția asupra problemei date, pentru că asistentul social întotdeauna are un contact cu persoanele care sunt în vârstă mai mare. Este un contact foarte des și de aceea poate avea loc o transmitere respectivă a infecției date. Ce aș vrea să spun în general despre vaccinurile primite. Toate vaccinurile care noi le-am primit și au fost enumerate, toate vaccinurile sunt bune, sunt eficiente, au fost toate trecute prin studii clinice. În multe țări ele sunt aplicate, toate vaccinurile care au fost enumerate. Eu vreau să vă spun că vaccinurile care sunt sau se administrează la noi în raion, în primul rând, ne protejează de decese, 100%, de formele grele la nivel de 100% și pentru ne protejează pentru a nu face boala la nivel în dependență de vaccin de la 79% la 95%. De aceea atrag atenție populației, tuturor persoanelor, să aibă în vedere că ce este mai scump este sănătatea. Și ce este mai important de a să fim protejați de decese și de forme grave. Care trebuie să știm că și toate formele grave și chiar medii, chiar dacă sunt tratate, noi rămânem cu consecințe pentru sănătate. Și consecințele, unele din ele, sunt chiar de termen destul de lung. De aceea, vedeți că activează secții în toate raioanele și la nivel republican de reabilitate post-vaccinală, ceea ce ne demonstrează că COVID-ul ne lasă urme pentru sănătate. Dacă ne referim la reacțiile adverse, se vorbește, se manipulează în tot felul despre reacțiile adverse. Sunt niște reacții adverse de nivelul acelor reacții care sunt la toate vaccinurile, pentru că este normal să fie o reacție de, în ceea ce privește temperatură, o reacție, niște dureri, dureri musculare, dureri articulare, asta este în așa numit normalitate, lucrul acesta de reacție. În urma administrării a 4650 de vaccine, au fost înregistrate în raion 17 reacții adverse, dintre care 16 minore și una mediu. Deci vedeți că sunt niște reacții ușoare și niște reacții în număr puține. La moment, la noi activează punctele medicale în toate centrele de sănătate, în 3 cabinete individuale. Sistemul medical în prezent, sau mai bine zis, aceste puncte de vaccinare, sunt asigurate după numărul de repartizare care l-am primit de la nivel republican, cu vaccinul AstraZeneca și vaccinul Sinovac. Deci, dispunem de aceste două vaccine până în prezent. Suntem informați că vom mai primi și alte loturi de vaccinuri. Este vorba de Pfizer, AstraZeneca, dacă vom fi ajutați de alte țări. Dar în prezent avem, dispunem de aceste două tipuri de vaccinuri. Aș vrea să mă adresez și populației și la câteva momente în ceea ce privește că toți lucrătorii medicali, am în vedere
medicul de familie este disponibil de a fi în dialog cu orice persoană din sector despre importanța vaccinului, despre procesul de imunizare, despre adresare, despre programare și așa mai departe. Orice persoană este acceptată la vaccinare. De aceea rămâne numai ca fiecare persoană să se adreseze la timpul cuvenit pentru a fi imunizat la punctele de vaccinare. La mine este un mesaj față de toată populația. În primul rând să înțelegem niște momente că situația epidemiologică față de COVID rămâne la nivel mondial destul de tensionată. Cred că este o informație despre toate cele ce se întâmplă în India și în alte țări. Am menționat și ieri la întâlnirea care am avut-o cu toți șefii centrelor de sănătate, care a fost organizată de Consiliul Regional și cu primarii, că am avut o situație destul de complicată în anul 2020, unde mobilitatea înregistrată în raionul Ialoveni a fost cea mai înaltă din toate raioanele. Și ne-am clasat pe primul loc, după municipiul Chișinău. O situație de asemenea complicată rămâne pe parcursul a 3 luni în raion în ceea ce privește mobilitatea înregistrată în anul 2021, când de asemenea ne clasăm pe locul 2 în ceea ce privește morbiditatea. E clar că sunt niște factori care influențează migrația intensă cu municipiul Chișinău, multe instituții republicane, chiar și medicale și așa mai departe, unde lucrează o multă parte din populație în municipiul Chișinău. Este un contact intensiv. Este clar că sunt și chestiuni obiective. Mai mult, nu avem o altă alternativă decât să ne vaccinăm. Este unica măsură care poate să prevină COVID-ul și este o măsură eficientă de combatere a maladiei respective. Nu în zadar toate țările mai dezvoltate. Și de asemenea tot este știut, începând cu Israelul, Statele Unite, Germania, Franța, Anglia, atrag atenție și aș vrea să spun și chiar țara vecină România, atrage o atenție deosebită asupra procesului de imunizare și să iau toate măsurile pentru a se ridica acoperirea vaccinală a populației și care au și niște obiective concrete de imunizare a populației cu imunizare măcar cel puțin la nivel de 70%, care este și un obiectiv și pentru noi până la finele anului 2021. De aceea trebuie să înțelegem problema dată. Eu chem toată populația să înțeleagă importanța imunizării, să vă adresați la timp pentru a vă vaccina, să vă păstrați sănătatea, că sănătatea, după cum știm toți, a devenit și este cea mai scumpă ce are omul în proprietatea lui. La mine este tot în ceea ce privește succint despre ce avem, ce probleme mai sunt, ca să înțelegem că sistemul medical este disponibil. Aici nici nu merge vorba despre că sunt careva probleme în administrarea vaccinului. Rămâne numai factorul ca oamenii să înțeleagă importanța și să adreseze pentru a ne imuniza, ca să ne păstrăm și sănătatea, să înțelegem că să nu devenim sursă de infecții, să înțelegem un lucru că devenim sursă de infecții, noi îmbolnăvim pe alții. Dacă îmbolnăvim pe alții, nu știu să știi cum se termină toată problema la cealaltă persoană. Să înțelegem că toate decesele care au avut loc și la noi, care suntem la un nivel de peste 195 de persoane care au decedat, cineva au fost sursă și pentru dânsii, s-au infectat, ei nu s-au infectat de pe altă planetă sau din alte condiții. Cineva le-a fost sursă. Eu nu vreau să spun că acele persoane au fost vinovate într-un fel sau altul, pentru că așa este un proces epidemiologic.
Noi singuri nu știm cum derulează lucrurile, de la cine ne infectăm, unde ne infectăm și așa mai departe. Este o pandemie, un virus care se studiază, sunt multe probleme și în tratament și în ce ține de problemele virusului și așa mai departe. De aceea trebuie să înțelegem foarte bine care este problema și ce obiectiv se pune în ziua de astăzi în fața și a sistemului medical, dar și o responsabilitate socială din partea a populației. Da, mulțumim, domnul Vătosu, de informații. Eu am o întrebare. Da, poftim. O întrebare pentru comisie în general, o să răspundă cine cunoaște. Cum are loc promovarea și informarea populației despre importanța vaccinării în raionul Iași? Adică, care sunt procesele? Aveți vreo campanie? Că la situația la moment? O campanie nu mi-e pusă, bazată așa de partea administrației publice, cât de nivelul 1, cât și de nivelul 2. Este una verbală, mai ales la centrul de sănătate, dar noi am conștientizat că nu-i de ajuns asta. De aceea și ieri am avut o ședință unde a fost invitați toți primarii de raionul Iași, șefii de centruri de sănătate și diferitor instituții, unde specialiști în domeniu au adus niște informații ca ulterior dumnealor să fie ca formatori, adică ca surse de informații, să aducă la cunoștința populației cât e de necesar ca noi să administrăm acest vaccin. Da, el a fost ca un început așa mai larg, căci până acum nu a fost vaccinarea în masă, a fost vaccinarea pe diferite domenii. Astăzi, ce vedeți dumneavoastră aici, tot e o companie de informare, dar cum sunteți dumneavoastră aici, mass media, e o companie de informare, așa că, da, poftim la noi. Deci, bună ziua la toți, eu reprezint asistența medicală primară și vreau să zic că informarea și ducerea mesajului de încurajare a imunizării s-a inițiat de mult de la început, de martie, când a fost dat startul și la noi în raion. Și mesajul a fost dus, vreau să zic, că sistematic, zi de zi, de fiecare lucrător medical din echipa noastră, de medic, de asistenta medicală, de toți colaboratorii și a spitalului și secția consultativă, fiecare persoană, deci a fost informată de medici la domiciliu și invitată pentru a se vaccina. Fiindcă vreau să zic că un an și ceva deja am avut o experiență foarte dură, mai ales noi fiind, ca să zicem așa, la prima linie, unde am 70, de la 70 până la 75% de populație s-au tratat la medicul de familie. Cred că mesajul a fost dus din start și valoarea sănătății și a vaccinării a fost dus foarte bine. Numai că noi acum, ținând cont că deci, etapele de vaccinare în rezultatul disponibilizării vaccinului a fost conform programului de stat făcut deci, în trei etape. Prima au fost vaccinați grupele de risc, așa cum au continuat colectivitățile și noi acum ne aflăm în a treia etapă, unde trebuie să ne mobilizăm absolut toată societatea, toate echipele multidisciplinare cu mesajul respectiv. Adică ceea ce au dus medicul de familie, noi vrem acum ca să ducem mesajul acesta de încurajare în echipă absolut de toți, de fiecare persoană în parte, fiecare, chiar vreau să zic și voluntari și absolut, fiecare om trebuie să conștientizeze beneficiile vaccinării. Adică domnul epidemiolog le-a expus foarte bine, dar eu vreau să le trec așa, să le listez în listă, că în primul rând, cel mai bun și sigur beneficiu al vaccinării este că noi putem să eliminăm virusul ăsta și să scăpăm într-adevăr de pandemia aceasta, care deja e o experiență destul de dură de un an și ceva. Numai ea poate să fie vaccinarea, deci e cea mai sigură, cea mai eficientă și cea mai rapidă. Și putem să ne întoarcem la viața noastră zi de zi, fiindcă știți foarte bine care au fost consecințele pandemiei și la
viața fiecărui om în parte și viața economică și socială și toate celelalte. Am înțeles. Adică eu, până la moment e o comunicare mai mult verbală, medici, locuitori, de la om la om. Și prin pliante, deci nu numai asta, nu am avut pliante, am avut broșuri, fiecare om care a venit, deci noi fiecare l-am informat. Și vreau să zic că, într-adevăr, am făcut așa, să zicem, o evaluare, că cam, îi dusă din casă în casă. Mesajul de vaccinare, de medicul de familie. Și mai am o întrebare. O persoană, de exemplu, ea nu cunoaște nimic despre vaccinare și vrea să se vaccineze. Să fie ca un exemplu tot procesul, de la unde pornește și unde prima trebuie să se adreseze. O persoană, să zicem, care a venit, nu cunoaște toate procedurile, n-a fost informată până acum, dar vrea să se vaccineze. Să fie ca un exemplu de unde pornește omul. Deci, primul pas care îl face. Primul pas este medicul de familie care îi dă absolut toată informația. Deci noi deja suntem foarte bine pregătiți, pentru că vă zic, din martie am început noi centrul nostru de vaccinare, punctul de vaccinare regional, unde s-a pus accentul gen de prima și a doua etapă, am fost foarte încărcați. De aceea vă zic că sunt stipulate foarte bine etapele, de unde să începe toată informația. El merge la medicul de familie, vede statutul său de sănătate, vede dacă nu are contraindicații, ce trebuie de făcut și îl programăm. Noi ne străduim acum, într-adevăr, să ameliorăm accesul la vaccinare. Asta este întrebarea. Că noi suntem disponibili să activăm și sâmbătă și duminica, dacă noi ducem mesajul la populație, dumnealor acceptă că vin și pe urmă nu vin și stă echipa lucrătorilor medicali care vreau să zic că chiar suntem epuizați dimineață până seara și așteptăm și persoana nu se prezintă, tot nu-i plăcut. De ce acum, deci, noi facem ameliorarea accesului încă prin calea de înregistrare pe platforma electronică, îi foarte binevenită și noi, adică, socotim că cu asta o să ameliorăm. E o platformă la nivel național? La nivel național. Pe care acționează și pe local. Și noi deja facem deci, programarea grafică și este destul de eu văd deja de acum, săptămâna asta că mi-a demonstrat că noi când am vorbit verbal veneau câte 150 și acum ei au venit mai puțin. Asta e o întrebare. Dacă o să vedem că accesul este foarte mare, se lucrează deci, în lucru să deschidem un punct de vaccinare în exteriorul instituției, fiindcă instituția se ocupă și cu multe probleme care noi trebuie să le rezolvăm, sunt probleme de sănătate și multe deci, obligațiuni de funcții unde avem lucru zi de zi. Deci ne gândim să deschidem în afara deci, instituției, centrului nostru, un punct de vaccinare unde tot, dacă o să fie acces mare, să fie liber, da? Da. Bine, mulțumesc. Și mai am o întrebare, care statistica cu morbiditatea COVID, cât de mult nu s-a apreciat informația referitor pe ultimul 14 zile, dar puteți să o luați chiar de la început, pandemiei, să puteți să am avut vaccinați. Deci, în primul rând, vreau să mă refer la începând cu luna aprilie, deci suntem într-o descreștere a morbidității. În aprilie am avut înregistrate 252 de cazuri, luna mai, până în prezent, 24 de cazuri. Vreau să vă spun că de la începutul anului, începând cu luna ianuarie, până în prezent, sunt înregistrate 3.012 cazuri. La vârsta de 0-17 ani, 68 cazuri, lucrătorii medicali, 91 cazuri, asistența medicală primară, 50 cazuri, spitalul raional, avem 41 cazuri înregistrate, s-au tratat staționar 710, ambulator 299. Mai frecvent sunt înregistrate cazurile în așa localități cum este Ialoveni, 827 cazuri, Societeni, 100 cazuri, Suruceni 137, 1110, Milești Mici 141, Rezeni 222 cazuri. Dacă vorbim
Despre copiii care frecventează grădinița, sunt înregistrate 7 cazuri, angajați 63 de cazuri, tot din grădiniță. În ceea ce privește în școli, avem înregistrate 76 cazuri și angajați din sistemul educațional 117 cazuri. Vreau să menționez că dacă vorbim despre copii, avem înregistrate 7 cazuri la grădiniță, pe când în anul 2020 n-au fost înregistrate cazuri printre copii și care frecventează grădinița și respectiv a crescut numărul elevilor care au făcut boală prin COVID 76 comparativ cu 62 cazuri în 2020. Dar trebuie să facem o concluzie că merge vorba despre 4 luni de înregistrare, 4 luni, hai să spunem și 20 zile din luna mai, de înregistrarea cazurilor, comparativ cu anul integral din anul 2020. Deci avea loc o creștere foarte rapidă a cazurilor. Dar începând cu luna mai, cu luna aprilie, a început o ameliorare evidentă a situației în ce privește mobilitatea prin infecția COVID. Decesuri în ultima lună? Decesuri avem înregistrate, dacă ne referim și la capitolul dat, avem înregistrate 105 cazuri. Din 2020 până acum? Din 2021. Aici, în timp de 4 luni care le-am precizat perioada în care au fost înregistrate cazurile, am depășit toate decesurile care au fost înregistrate în anul 2020 și anume 91 de cazuri care au fost înregistrate în 2020. Și aici avem așa dacă ne referim la localități, avem înregistrate în Ialoveni 31 de decese, Costești 8 decese, Rezeni 7 decese, Țăpala 7 decese. În Ialoveni, pe întregul anul 2020, au fost înregistrate 26 cazuri. Pentru perioada expirată a anului 2021, avem înregistrate în Ialoveni 31 de cazuri, nevorbind că morbiditatea este mai mică decât în anul 2021. Deci avem o agravare în ceea ce privește la capitolul dat, care și mai devreme noi am fost informați pe toate canalele mass media că anul 2021, în privința tulpinilor care au fost evidențiate, vor fi decese mai multe. Și pentru domnul Șargă, întrebare cu secția COVID, foarte mult lume se întreabă care e situația acum, câte paturi, câți pacienți mai aveți. În contextul celor expus de colegi, vreau să vă zic că timp de 9 luni de activitate a secțiilor COVID, 64 care au fost ca subviziunea centrului COVID Zona Trăime, revenind la normalitate, activitatea zi de zi, conform nomenclatorilor a Institutului Medical, activitatea de terapie acută ca secții și îngrijiri cronice și paliative. Decedați în timp de 9 luni zile, în decedați au fost 741, transferați 42 de pacienți în stare foarte grave care au fost nevoiți să-i transferăm la alte instituții superioare la terapie intensivă. În decedați avem 16 pacienți în timpul pandemiei până la data de 22. Adică acum internări cu COVID nu mai au loc? Nu mai au loc. Activează numai secția 28-4, secția reabilitare post-COVID. Și o întrebare la locuitorii orașului despre secția copii. Foarte multă lume întreabă de ce va fi de redeschis? Nu. Din cazul că am făcut niște calcule și practic pacienți copii nu sunt. Mai ales pe perioada care a fost pandemică, este interzis activitatea în incinta instituției de profil terapeutic sau COVID de activitatea secțiilor pediatriei. Adică nici pe viitor, acum
nu o să mai fie redeschis. No. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Șargu. Așa o întrebare numai, domnul Șargu. Dacă s-o adresa cineva post vaccinare la dumneavoastră probleme postul hospital? Nu, nu am reușit. Din colectivul din 240 de oameni, noi avem vaccinați 194, 42 care au fost infectați cu infecția SARS-CoV-2, o să fie vaccinați timp, noi n-am avut și nici internet, nici atmosfer, cu nici cu reacții adverse enorme, nici majore. Da, mulțumim. Eu vreau să adaug aici referitor la cele care s-au spus mai sus. S-au venit cu niște indicatori referitor la vaccinare și așa mai departe. Vreau să spun pentru toată societatea că este foarte și foarte important să ne vaccinăm și toate vaccinurile sunt bune. Ieri au fost niște întrebări dacă Sputnik e mai bun sau e mai rău. Specialiștii mi-au adus informații pe toate vaccinurile care sunt aduse în Republica Moldova. Poate liber de administrat și toate sunt bune. Eu, într-o discuție cu niște persoane, tot am avut așa niște întrebări referitor la că se vaccineze sau să nu se vaccineze. Unde le-am adus o statistică așa mică. Spuneți, ați fost bolnavi? Da, am fost bolnavi. Aveți prieteni sau cunoscuți, neamul care de ce? Da, da, avem. Dar de vaccin, ați auzit cineva să îmbolnăvească sau adică să adreseze cu niște cerințe severe, adică cu post-COVID, adică post-vaccin severe la medic? Nu, n-am auzit. Păi haideți spuneți să vedem care e mai de administrăm mai bine vaccinul sau stăm și să riscăm să ne îmbolnăvim și să ajungem cu patul de spital. Eu vreau să mai spun că am avut zile negre, zile foarte grele, aflându-mă în domeniul medicină, când am avut în luna ianuarie, februarie, când se adresau și la 2 de noapte și la 3 de noapte, domnul Șargu cunoaște, nu erau locuri, nu erau paturi în spitale. Deci, estimați cetățeni, haideți să nu ne relaxăm, haideți să administrăm acest vaccin, ca să nu se mai repete ce a fost acum cu câteva luni în urmă. Căci eu cred că mult e mai periculos COVID-ul, mult decât acest vaccin. Asta cred că e pentru toți trebuie să fie clar. Deci aia, duceți mesajele noastre care le-ați auzit, da, duceți-le în populație, toți aceia care consideră, care au participat la acest eveniment, prin surse măsmiete sau această masă, duceți mesajele cât e de necesar ca noi să administrăm acest vaccin. Vă mulțumim. Dacă mai sunt întrebări referitor la specialiști optim. Nu mai am. Da. Eu vă mulțumesc pentru informații. Noi înseamnă că dacă am închis-o cu vaccinul, trecem la ordine de zi a Comisiei noastre în Sănătate Publică. Avem mai multe întrebări cum și cu școlile, cum și cu